Bună! Deci vrei să-ți iei o casă. Cu toții vrem. Dar elefantul din cameră și frica mare e cum facem să ne luăm o casă bună. Cum facem să ne luăm o casă bună, Alina? O casă bună? Da. Păi, în primul rând, știi, sunt două componente aici. O casă este bună pentru că nu are probleme constructive sau ascunse, dar cel mai important lucru, o casă este bună pentru că este bună pentru mine. Așa că aș împărți în două acest răspuns. Păi hai să le luăm pe rând, pentru că fiecare ascunde câte o frică. Cum facem să descoperim problemele ascunse ale unei case? Cred că aici este un răspuns pe care nu ni-l putem da întotdeauna singuri și e bine să avem încredere și să apelăm la câțiva specialiști, fie că sunt ingineri constructori, fie că sunt ingineri de rezistență, fie că sunt poate arhitecți. Așa că înainte de a lua efectiv casa, facem o vizită. Uh-huh. În principiu, dacă e vorba de un imobil mai vechi, facem o vizită cu un inginer structurist. Dacă e vorba de un imobil nou, cerem toate documentele care au stat la baza construcției și așa mai departe, atât cartea tehnică, autorizația de construire. Există o carte tehnică a unei case? Da, oamenii trebuie să știe lucrurile astea. Există o carte tehnică care e un fel de biblia construcției, în care sunt toate datele, de la încercări de laborator pe betoanele care s-au pus în operă, la lucrările ascunse de hidroizolații, termoizolații. Atenție! Hidroizolațiile sunt foarte importante. Am luat o casă bună. Adică casa e bună. Cum știu că e casa bună pentru mine? Dacă vrei, e un proces care începe întotdeauna cu o introspecție. Pentru că e bine să luăm o mică pauză și să ne gândim efectiv care sunt nevoile noastre, care sunt nevoile noastre din prezent. Nu ne facem griji peste ce o să fie peste 10 ani, 100 de ani. Am înțeles. Lucrurile se schimbă și întotdeauna casa va evolua odată cu noi. Cine? Ilona. N-are răbdare, nu e nerăbdătoare, vrea să-și ia o casă. Stai să spun, că aici e interesant, aici de fapt începe partea interesantă. Și ne uităm în interiorul nostru și ne gândim, mai care sunt nevoile mele cele mai importante? Cum vreau să mă facă să mă simt casa? Și o să vezi că sunt oameni pentru care casa e un spațiu care trebuie să-i stimuleze, să-i facă mai activ, să-i facă mai dinamici. Sunt oameni... Adică mi-aleg casa lângă parc pentru că vreau să fac mai multă mișcare? Este... De exemplu, aici intră foarte mult în calcul orientarea, adică dacă soarele când răsare îți inundă bucătăria, asta știi vine cu un plus de energie și te face să-ți începi ziua într-un anume fel. Sau dacă, de exemplu, ești o persoană mai degrabă... Care mănânci mult, cum Ilona, care și-a luat o casă lângă un abator. Măi, dar lasă pe Ilona, mă faci să-mi pierd și rugături, Ilona. Înseamnă că Ilona e soarele, că i-a inundat vreo 3 vecini. Și le-a dat energie cât să strângă toată apa și să refacă toată casa. Bun. Dar asta e un lucru important. Deci sunt două aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când ne alegem locuința. Orientarea, adică de unde răsare, unde pune soarele, ce însorire avem și să ne uităm un pic la vecinătăți ca nu cumva să există blocuri foarte înalte sau copaci foarte mari care să sau ne umbrească. Sau vecini care să facă multe petreceri. Lasă-mă că vorbeam de soare pe bune. Dar pe iar problemele să știi că mari, mie mi-e frică de lucrul ăsta cu vecinii. Nu o să poți controla niciodată. O verificăm și ne asigurăm că avem lumină și că avem soare în momentele importante din viața noastră, respectiv dimineața când îmi beau cafeaua sau seara când mă uit la apus împreună cu iubita sau iubitul meu. Bun. Al doilea lucru foarte important este să ne uităm în jur la vecinătăți. O casă, oricât de mică ar fi, întotdeauna ea comunică cu exteriorul și prin faptul că ea comunică cu exteriorul, spațiul interior se expansionează și ne aduce nouă, dacă vrei, niște puncte de vedere interesante, niște perspective interesante către exterior. Mm-hmm.
Și atunci ne uităm și găsim întotdeauna, în exterior, găsim niște ancore în natură. Fie că pe fereastră de la sufragerie se vede un tei, fie că se vede un lac. Toate astea sunt lucruri care contează. Știu că par detalii, dar sunt lucruri care contează. Nu, pe mine m-ai convins. Sunt lucruri care te fac ori mai să fii mai inspirat, ori mai creativ, ori mai energic, ori te mai... Te regenerează, depinde, știi? De ce nevoie ai în momentul ăla. Și de vorba ta nu trebuie gândit pe termen lung. Niciodată. Da, adică mi-au o casă pentru ce îmi trebuie în momentul ăsta, da? Exact. Cum descoper lucrurile ascunse dintr-o casă? Adică cele pe care proprietarul nu vrea să mi le spună. Hai să spun ceva. Uite, am povestit despre cartea tehnică. Întotdeauna consultăm cartea tehnică a unei construcții. Eventual, dacă avem acces să vorbim și cu dirigintele de șantier sau constructorul, facem asta dacă e vorba de un imobil nou. Dacă e vorba de un imobil vechi sau foarte vechi, aducem un specialist și facem anumite sondaje locale și vedem dacă au fost făcut corect lucrurile de hidroizolații, termoizolații și așa mai departe. Va trebui, dacă nu avem acces la toate datele, să ne asumăm că facem niște mici sondaje locale. Dar dincolo de toate lucrurile astea, nu putem pune totul sub semnul întrebării. Trebuie să ne înarmăm cu încredere, da? Încredere. Eu cred că până la un punct își fac meseria cum trebuie. Nu, și mai orice problemă are și o rezolvare. Adică nu cred că există probleme atât de mari care să nu fie, pe care să nu poți trece peste ele. Adică așa e important dacă ai găsit casa aia. Mai Marius, da. Dar ce probleme ai rezolvat tu în viață? Zici-mi, ce probleme ai rezolvat tu în viața asta? Uite, problema că am făcut liniște în cameră cu ocazia ieșirii tale din decor. Ia, hai, hai un pic, te rog eu mult. Hai că, uite că îți dau jeleu după aia. Hai, uite, promit eu că să fiu drăguț și îți dau jeleu. Vezi, dacă ai un vecin ca Ilona, ce te faci? Poți să am casa cea mai minunată. Măi, probleme grave nu există, pentru că până la urmă gândește-te, chiar și imobilele, așa spuse, cu risc seismic, ele sunt inventariate într-o bază de date a primăriei. Până la urmă, asta ar putea fi singura problemă, dar... Vom ajunge să o cunoaștem. Deci, bun, am... gata! Deci fără frică înainte, serios, de fapt, fără frică. Ce am înțeles acum este că trebuie să riscăm puțin, adică să riscăm în sensul să ne acordăm șansa să riscăm, să nu ne fie foarte teamă, orice problemă care apare se rezolvă, să fim atenți la niște lucruri care ne fac plăcere în momentul în care cumpărăm casa și nu să ne gândim, da, peste 10 ani eu aș vrea să... Nu contează. Peste 10 ani și cel mai important lucru din toate ce am reținut este că nu trebuie să fii vecin cu Ilona. Atât. Va plictisi, nu? Și pe mine. Hai să distrugem chestii. Ai rezistat ceva. Păcat că nu o să afli cel mai important lucru, care este... Pa, pa! Cum să fac să iau o casă bună? Să o frică interesantă. Să iau o frică de dimensiuni medii. Să iau un blender de putere medie. Se dă jos capacul. Se introduce această frică în blender cu trompa în jos. Se îndeasă aici. Se pune capacul înapoi. Și se distruge. De frică, mie mai pot de frică. Se oprește frică. Și se sparge farfuria. Și asta a fost. Ia zi, Marius, e jeleu?